Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Pitești și procurorii DICOT Pitești au efectuat 71 de percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și în municipiul București pentru destructurarea 4 grupări infracționale specializate în trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani pe relația România, Marea Britanie, Belgia, Elveția, Germania, Cehia și Spania. Începând cu anul 2009, membrii celor 4 grupări infracționale organizate ar fi recrutat prin inducerea în eroare sau ar fi determinat mai multe tinere în vederea practicării prostituției în Elveția, Germania, Marea Britanie, Belgia, Cehia și Spania, zona Ibița. Banii astfel obținuți ar fi fost folosiți la cumpărarea de bunuri pe numele membrilor grupărilor infracționale organizate sau pe numele unor persoane din anturajul acestora. Din cercetările efectuate au rezultat indicii că persoanele în cauză ar fi obținut din activitatea infracționale importante sume de bani doar prin transferuri bancare, obținând circa 5 milioane de euro. Au fost ridicați 151.910 euro, 170.483 de lei, 30.100 de franci elvețieni, 720 de dolari americani, 3.800 de coroane suedeze, 24 de laptopuri, 92 de smartphone-uri, 9 tablete, 500 de grame de aur, în bijuterii, un grinder, un pistol cu aer comprimat și 4 cartușe de carabină deținute ilegal, 34 de ceasuri de lux în valoare estimată de circa 210.000 de euro. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurator pe două terenuri estimate la circa 100.000 de euro, 8 autoturisme de lux estimate la 200.000 de euro și 8 imobile estimate la 1.200.000 de euro.